Fregata regele Ferdinand, un dragor maritim, două nave militare fluviale aduse special de la Brăila și alte nave de război pregătite pentru misiuni armate au fost vizitate la Constanța de câteva mii de turiști. A fost Ziua Porților Deschise, un eveniment care precede în fiecare an Ziua Marinei. Vizitatorii au putut urca la bordul navelor și au putut vedea ce implică munca militarilor. Atât cei mici cât și cei mari au fost cuceriți de tehnica forțelor navale. Pe aici se uită doar terestrul. Ia fâna, trage de ea în sus, trage, așa, ca să vezi terestru și naval. Și pe aici, cu astea, de aici, ca să vezi doar aerian, tot ce zboară, da? Da. Activitățile marinarilor au luat startul de dimineață, când primii vizitatori au ajuns în dana militară a portului Constanța. Acolo, impunătoarele fregate, corvetele și navele purtătoare de rachete au fost trase la cheu și au putut fi vizitate de curioși. Armele îmi plac, navele nu prea. Îmi place mai mult instalația de foc, în special tunurile mari. Oamenii au stat și zeci de minute la cos pentru a avea ocazia de a urca la bordul navelor. Putem vedea fregata regele Ferdinand, care își primește, iată, după mult timp vizitatorii la bord, un dragor maritim, două nave militare fluviale aduse special de la Brăila pentru publicul din Constanța. Pentru mulți dintre vizitatori a fost prima dată când au văzut un velier sau o fregată atât de aproape. Super, super frumos, foarte frumos. Spectaculos? Spectaculos, mai ceva, da. Copiii sunt impresionați. Și mămicile? Și mămicile, dacă sunt copii. De la evenimentul organizat în portul Constanța, nu a lipsit nici elicopterul Puma Naval, aeronavă de luptă, căutare și salvare, care participă la misiuni împreună cu fregatele. Salut! Salut! Cum te cheamă? Edic. Îți place elicopterul? Da. Cine nu a putut ajunge în portul Constanța a putut vedea o parte din tehnica armatei în porturile militare din Mangalia, Tulcea sau Brăila. După ținte, după ținte, după coloane. Înapoi, înapoi, acum. Bravo! Așa, asta e poziția în care trebuie să rămână. Un monitor, o vedetă blindată și o vedetă fluvială au putut fi admirate și la sediul flotei fluviale de la Brăila. Navele militare, gătite de sărbătoare, au fost asaltate de mii de vizitatori din oraș, dar și din Galați. La Antuan. Și ochii, ceva? Da. Te gândești să te faci marinar când vei fi mare? Da. Îmi place că mă pot juca la tunuri și că stau cu prietenul meu. O navă militară? Nu, e prima dată. Vizitatorii au avut ocazia să vadă și cum se dă onorul la urcarea pe punte a unui ofițer. Doamna locotenent comandor, ofițer de gardă. Bună ziua, da, putem spune că astăzi este prima dată când ne bucurăm că am fost cotropiți. Pe mal, vizitatorii erau așteptați și de o expoziție de tehnică militară și noduri marinărești.